Directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol împreună cu șoferul și contabilul instituției au fost reținuți de milițienii transnistrene zona satului Parcan din apropierea Tiraspolului, fiind suspectați de contrabandă. Contactată de Elita TV, vicedirectoarea liceului Lucian Blaga a declarat că directorul, contabilul și șoferul instituției stau separați unul de altul și nu li se permite să comunice. Tot Raisa Pădureanu ne-a comunicat că autoritățile de la Chișinău au fost anunțate despre reținere. Am încercat eu legătura cu domnul director și avea telefonul închis și din nenumărate ori am încercat să sun domnul șofer și totuși până la urmă am reușit să vorbesc și cu șoferul și cu domnul director, care a zis că sunt reținuți la intrare în satul Parcani. Deci ei se întorceau de la Chișinău, aduceau salariul profesorilor și sunt învinuiți că ar fi adus contrabandă pe teritoriul Transnistriei. De la Căușeni se întorceau, pardon. Acum eu încerc să iau legătura, nu știu ce este cu ce se întâmplă cu ei, pentru că au fost separați și contabilul și șoferul și domnul director. Nu li se permitea să comunice între ei. Acum nu știu, așteptăm, cei de la Chișinău sunt anunțați. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, dar nu putem să luăm legătura cu nimeni. Nu știm unde sunt ei, ce se întâmplă cu ei. Presiunile asupra liceului Lucian Blaga cu predarea în limba română, care se află la balanța Ministerului Educației de la Chișinău, dar amplasată la Tiraspol, au început la 5 decembrie, când milițienii au descins în instituție. Pentru că directorul liceului a refuzat să le prezinte unele documente, milițienii i-au amenințat cu închisoarea. Ulterior, conducerea liceului a fost de mai multe ori citată la audieri, dar și supusă și altor presiuni.